Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit! Astăzi vă invităm la o expoziție Materie, Spirit și Culoare în Arta Contemporană. Astfel se numește expoziția la care au expus 15 artiști din Mediaș și nu numai, din Sibiu, din Sighișoara. Prietenii artiștilor medeșeni au fost astăzi prezenți aici la Muzeul Municipal Mediaș. Stăm de vorbă cu unii dintre artiști și, bineînțeles, vă invităm în minutele următoare să urmăriți cum a decurs vernisajul. Vreau, în primul rând, să mulțumesc artiștilor pentru că au acceptat să participe la o expoziție de grup. Știu că nu a fost ușor. Sunt convinsă că prin calitatea lucrărilor domniilor sale, această expoziție se va bucura de un real succes. Felicitări pentru operele expuse, sunt foarte interesante. Pe de altă parte, vreau să mulțumesc domnișoarei viceprimar, Cristine Telman, care ne-a onorat și astăzi cu prezența, și consilierilor locali, care se află astăzi printre noi. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun faptul că Primăria Mediaș, prin acțiunile pe care le organizează, își propune să susțină artiștii locali. Această expoziție, din punctul nostru de vedere, este un obiectiv realizat. De mult, Viorel, colegul meu, își dorea ca să realizăm această expoziție și mă bucur că un număr atât de mare de artiști a răspuns pozitiv invitației noastre. Sunt sculptor și la sculptură culoarea este mai, să zicem, pe planul 2 comparativ cu pictura, dar încerc să aduc și eu puțină culoare. Caut materiale care să, așa cum sunt prezentate și în sculpturile mele, cu anumite nuanțe de verde, accentuez în lemn fibra acestuia și scot în evidență nuanțele prin șlefuire, prin formele care le dau. Să știți că mă bucur foarte mult că am ocazia la etatea mea să mai particip și să fiu prezent cu câteva lucrări în acea expoziție. Să știți că m-a impresionat în mod deosebit multe talente de tineri care lucrează și care realizează lucrări deosebite. Sigur că pentru orice mediaș e ceva deosebit ca să ai artiști și să ai oameni care să ducă cultura medeșană mai departe. Îmi plac foarte mult lucrări de sculptură, sunt foarte moderne, e genuri noi, tineri noi, cu viziuni noi, la fel picturi foarte interesante, combinații cu aia tineri, cu aia bătrâni, înseamnă că totuși o expoziție foarte reușită. Sunt bucuros că am putut da curs invitației, chiar onorat că am fost invitat alături de cei mai vechi artiști din oraș, poate chiar nu-s chiar toți, dar cei care sunt. Și că am putut să vin. Am vrut cu tot din andinsul ca să se observe un pic în lucrări evoluția mea în ideea în care anul trecut am terminat școala populară de artă la Sibiu.